Filmez o ușă de garaj tip rulou cu montaj aplicat pe grindă la interior. De afară, caseta este aproape complet îngropată. Am lăsat numai un spațiu care va fi mascat de glaful de polistiren care va fi aplicat la finisajul final al casei. Lamelele sunt de 7,7 de milimetri și acesta este aspectul exterior. O ridic din telecomandă. Este alimentată prin intermediul unei centrale care îi monitorizează timpii de urcare și coborâre, consumul de curent și se poate conecta și o barieră fotoelectrică sau alte accesorii. De la interior, aceasta este centrala de comandă. Are la rândul ei butoane sus-jos, în cazul în care nu găsiți telecomanda, o puteți acționa din ea. Caseta de 30 de centimetri aplicată pe grindă. Acționare în cazul absenței curentului electric cu manivelă. Acționare de urgență cu manivelă. Ne se oprește jos în mod automat. Am conectat și manivela și se poate ridica din ea sau coborâ. Gata, suficient. Las-o să atârnă. De obicei, asta stă într-un loc din garaj separat și la nevoie se poate instala.